invitație cifrată, partea a doua. Am avut împreună harul să explorăm în prezentarea precedentă ce se ascundea după cuvintele dute și lucrează în via mea. Obiectivul era cunoașterea tatălui sau a marelui vier. Acum partea a doua se referă la cunoașterea viei. Lucrul acesta este de egală însemnătate și aș vrea să spun că nici nu se poate ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, afară de calea pe care El a deschis-o înaintea noastră și care este viața Domnului nostru Isus Hristos. Cunoașterea Tatălui, cunoașterea vierului, viața veșnică, să te cunoască pe tine, are aceste două aspecte în echilibru prezentate în Ioan, capitolul 17, versetul 3. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vierul este Tatăl și adevărata viță. Haideți să cerem împreună călăuzirea lui Dumnezeu. Tată, este un cuvânt atât de însemnat pentru viața și ființa noastră. Este ne tremură sufletul cu invitația aceasta pe care Tu ne-o trimis, Doamne, la cunoașterea Ta și la cunoașterea Domnului nostru, Isus Hristos. În afară de Duhului Dumnezeu făgăduit de Tine, Doamne, nu ne poate conduce nimeni în înțelegerea acestor lucruri și îți mulțumim de darul acesta în numele Domnului Isus. Amin! Deci, iubiții mei, Cartea lui Daniel, capitolul 12, spune că omenirea la înviere, unii se vor scula pentru viață veșnică, și alții pentru o cară și rușine veșnică. Care este elementul care desparte, distinge aceste două clase? Păi este tocmai ce scrie în parabola aceasta, și anume că unii s-au dus să lucreze pentru un leu pe zi și alții s-au dus să lucreze ca să cunoască pe tatăl și cu ocazia acestui studiu să cunoască și să înțeleagă vița și legile ei, legile viței. Iubiții mei, sunt... Uh, uh, Mișcat în adâncul sufletului meu de faptul că această preocupare a vieții veșnice nu e de ieri de la -al alter, nici de când cu creștinismul, nici măcar de la venirea Mântuitorului nostru în întrupare, aici între noi, ci e de la început. Spune Solomon, ai pus în inima lor gândul veșniciei. Oriunde vom merge pe lume. E cartea aceea frumoasă pe care am recomandat-o, veșnicia în inimile lor. Este incredibil. Ați observat că orice ar avea un om, oricine ar fi, orice ar face, acest lucru rămâne. Gândul vieții veșnice. De asta întreabă tânărul bogat, zice am de toate, sunt de toate pe Pământul ăsta, dar îmi lipsește. E ceva care îmi lipsește. Și el întreabă ce să fac. Aceasta e întrebarea noastră firească, pământească, păcătoasă. Ce să fac? Întrebarea nu este aceasta. Întrebarea e: Doamne, ce ai făcut și ce faci tu pentru ca unul ca mine să poată avea viață ca viața lui Dumnezeu? Gândul acesta care l-ai pus în noi. Ce-ai făcut eu pentru lucrul acesta? Și atunci ne-ar fi citate cuvintele din Ioan 3 cu 16. Uite ce am făcut eu pentru vă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este, acesta este răspunsul de care avea trebuință boga, Nu ce să fac. Pentru că până atunci făcuse de toate și degeaba. Și dacă mai punea să mai facă, putea să mai facă și cât de, toate și tot degeaba ar fi fost. Niciodată și nimic n-ar fi putut umple golul acesta al sufletului lui, afară de cel ce era în fața lui. De aceea l-aș întreba, de ce mă numești bun? Adică ești conștient sau îți dai seama ce prilej și privilegiu îți oferă Dumnezeu cu această ocazie. Cu privire la cunoașterea aceasta despre care vorbeam Întuitorul, în Ioan, capitolul 17, Viața veșnică este să te cunoască pe tine, el a adus între noi parabola aceasta a viței. Și când a adus lucrul acesta, el nu vorbea despre concepte, ci despre sine. Acolo era prezent însuși Domnul prezentându-se pe sine înaintea noastră. Așadar, iubiții mei, mergem în Ioan capitolul 15 și de aici mergem la versetul 1 și în versetul 1 avem declarația clară și definitivă. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul să te cunoască pe tine și să mă cunoască pe mine. Aceasta a spus Isus. Eu sunt vița aceasta, Tatăl meu este vierul. Și acum, împreună vom deschide explorarea legilor viței, mesajului pe care îl aduce vița, ce învățăm. Vița este Isus. Eu sunt adevărata viță, ceea ce arată că sunt și altele neadevărate. Dar aceasta este adevărata, El este adevărata viță. Numărul 1. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Am prezentat textul acesta într-o întâlnire în care se găsea președintele bisericii și a fost așa de tulburat și a spus, nu, poate să fie adevărat, n-ai citit dumneata bine. Să citim din nou. Pe orice mlădiță care este în mine. Ei, poate îi se pare mlădiției îi se pare ei că este în el, dar nu se poate să fie cineva în Isus și totuși să fie tăiat, aruncat afară. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod. Ceea ce arată că nu orice mlădiță care este în El aduce rod. De ce? Noi trebuie să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să digerăm Cuvântul lui Dumnezeu și apoi noi trebuie să absorbim Cuvântul lui Dumnezeu, să devină Ființa noastră. Este mlădița în El se hrănește cu cuvântul, digeră cuvântul acesta, dar nu absorbe, adică nu transformă ființa lui. Această mlădiță care e în mine, e în credință, dar nu aduce roadă, pe, pe mlădița aceasta el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Întrebarea este ce, la ce rod se referă în, în cadrul înțelegerii sau cunoașterii viței. La ce rod se referă? Nu se referă la tone de struguri sau așa mai departe, ci se referă la roada Duhului. Acest rod, și spun aceste cuvinte pentru că noi le vom întâlni cu ajutorul lui Dumnezeu pe drumul acesta, în studiul acesta. Care este cheia? Ca o mlădiță fiind în Isus, să aducă rod. Versetul 4. Rămâneți în mine. Rămânerea în Isus. E ceva abstract. Înțelegem cât de cât. Am rămas în credință, am rămas în familie, am rămas în biserică, am rămas. Adică nu, nu, am, nu am dezertat, n-am abandonat, n-am fugit, dar rămânerea în Domnul Isus Hristos trebuie să însemne ceva clar, practic pentru noi. Așadar, o să urmărim lucrul acesta. După cum lădița nu poate să aducă rod de la sine dacă nu rămâne în viță, eu sunt adevărat viță și dacă nu rămâne în mine cineva, atunci el nu poate să aducă rod. Tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine rămânerea în Domnul Hristos. Este spectaculos, frumos. Cunoașterea Domnului Isus Hristos, legământ, legământul botezului, este extraordinar. o sărbătoare în cer și pe pământ. Dar cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe spunând tu nu trebuie doar să faci cunoștință cu mine și nu trebuie doar să faci declarații cu cuvânt sau cu apă, ci tu trebuie să devii parte din mine. Tu trebuie să faci corp comun cu mine. Mlădița face parte din viță. Nu este un agregat paralel sau alăturat sau în plus, este parte din viță. Și rămânerea în viță înseamnă să primești seva sufletului tău permanent de la Domnul Isus Hristos. Aceasta înseamnă mlădiță în viță și deodată apar roade. Dacă nu rămâne cineva în mine, să mă cunoaște, dar dacă nu rămâne în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă dacă nu rămânem, dacă nu rămânem în el. Adică trăim în el, în viața în El. Facem fiecare pas, luăm hotărâri în prezența Lui în El, în Hristos. Aceasta înseamnă. Este un concept uh, extraordinar de adânc și de. în același timp, foarte simplu. Ați observat că și în relațiile de familie, când suntem mai departe și luăm o hotărâre, luăm cu soțul sau cu soția minte, cu copiii în minte, cu părinții în minte, nu, nu facem nimic așa ca și când am fi un, un radical liber din acesta care se plimbă vreun maverick în lumea aceasta. Nu. Suntem în viță. Aceasta înseamnă și, și înseamnă parte comună. Cum? Dar cum e treaba asta? Foarte simplu. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Asta este. Asta înseamnă. Rămân în voi, nu în memorie, nu în predică, nu în cărți, ci în voi. Adică în, în ființa voastră. Absorbite, preluate în ființa voastră. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu, n-are viață. Știe despre trupul meu, predică despre trupul meu, dar n-a primit viața mea în viața lui. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu s-a întâmplat acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu este, merge și mai adânc și spune că toate acestea se desfășoară într-o atmosferă, cum spune în versetul 9, într-o atmosferă de neimaginat. Cum m iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit eu pe voi. Wow! Ce înseamnă rămâneți în Hristos? Și iubirea lui Dumnezeu, iubirea Tatălui pentru Mântuitorul nostru, acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Uite ce a spus Tatăl despre mine, aceea este spus despre voi. Sunteți priviți, iubiți, chemați, la fel cum sunt eu personal chemat. Vei ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl cunoaștem așa cum este el. Aceste lucruri. Dincolo de aceasta, nu mai, este, nu mai are putere mintea să meargă literalmente. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit eu pe voi. Și ni se spune ce înseamnă rămânerea în Hristos. Rămâneți în dragostea mea. Acesta este primul și aspectul, capital general. A rămâne în dragostea Domnului, a rămâne în Hristos și care specific înseamnă a rămâne în dragostea Lui, presupune două lucruri capitale. Unu, să trăiești conștient că ești iubit de Dumnezeu așa cum ai iubit pe Isus. Aceasta e iubirea de care ai parte. Și doi, să iubești pe cel de lângă tine cu aceeași dragoste cu care ai fost iubit. Am vorbit în câteva împrejurări cu tineri în speță și cu într-o ocazie cu pastor, cu prezbiteri în, în Mexic despre lucrul acesta. Și am întrebat ce este dragostea lui Dumnezeu? O, este cel mai, cel mai însemnat lucru care se poate. E, e totalul, e totul. Și am spus zic că așa este, dar mai este și o datorie. În același timp cât de cât de astronomică este valoarea aceasta, atât de astronomică e datoria noastră și anume ești dator să iubești cum ai fost iubit. E mare fericire să fii iubit de Dumnezeu, dar lucrul acesta este și o datorie sfântă ca tu mai departe să iubești cu iubirea cu care ai fost iubit. De asta a spus Domnul Hristos, nu se poate întâmpla așa ceva decât dacă cineva rămâne în mine. Altfel, dacă nu rămâne nimeni să usucă, Eu poate să încerce acest lucru, dar nu se întâmplă. Și dragostea uh, Domnului trebuie să fie obiectul nostru de studiu principal și primordial acum, pentru că acesta va fi și în eternitate. După ce toate lucrurile vor fi reașezate în întreaga creație, va fi un singur puls de armonie. Dumnezeu este iubire. Asta este tot. Aceasta, va, aceasta e știința eternității. Acum am văzut pe cineva care bat jocurea, iubirea, conceptul de iubire ca fiind ceva primitiv, sălbatic și așa mai departe. Literalmente, un demon vorbea în omul ăsta, în sufletul lui, în ce fel își bătea joc de sufletul lui Dumnezeu, bătându-și joc de conceptul acesta al iubirii. Și aceasta a marcat filozofiile acestea umaniste în care omul e pus în locul lui Dumnezeu. Și au adus roadele care s-au văzut în războaiele mondiale și în nenorocirile de neimagina prin care a trecut o manire. Dacă o iei pe fir, la concepția asta s-a ajuns. Hitler, spre exemplu, își bătea joc de ideea de har sau nice, de ideea de har și de milă și ce josire animalică și așa mai departe. Acest lucru voalat, sigur că era o, batjocor, o batjocorire a numelui lui Dumnezeu batjocoritorul aici ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu și ne spune așa specific a rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în dragostea lui și dacă ești o ființă care n-ai fost iubit și n-ai puterea de a iubi dar dacă dacă l-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și dacă vii la El, El înviază sufletul tău. Noi suntem morți în păcatul neiubirii. Dar Dumnezeu poate transforma ființa noastră într-o ființă iubitoare. Lucrul acesta doar El îl putea face. Al doilea aspect extrem de important, lângă rămâneți în dragostea mea, este rămâneți în bucuria mea. Adevărata Adevăratul semn al prezenței lui Dumnezeu într-o viață este bucurați-vă neîncetat, în ori, indiferent pe unde trece drumul. Ne bucurăm și necazurile noastre. Aceasta înseamnă rămânerea în Domnul Hristos. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, dar ce bucurie, e, frate, treaba aceasta. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. V-ați dat însăși viața cu bucurie. Sunt uh, uh, ilustrații cu, uh, care rezonează a viață veșnică, în vieți de oameni, acolo unde Mântuitorul a fost primit. Și în continuul Cuvântului Dumnezeu, spunând și accentuând cel de-al doilea aspect, acum, pentru că sunteți iubiți de Dumnezeu cu o dragoste, ca dragostea cu care ai iubit pe Domnul Hristos, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceasta e porunca mea. O ținem poruncile lui Dumnezeu? Nu. El a dat o singură poruncă. Și porunca lui este iubirea. Să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproape tău sunt exemplificate în cele 10 paronici, cum le numim noi, aceste două mari aspecte, dar ele sunt atât cuprinzătoare, atât cuprinzător exprimate în iubire. Aceasta este, aceasta e legea eternă. Nu legea să nu desfrânești, să nu hoțești, să nu minți. Acestea sunt pentru vremea păcatului. Ele vor pieri odată cu păcatul fel, acest fel de poroci. Dar legea iubirii este cea care a fost din totdeauna și rămâne totdeauna ca și însuși Dumnezeu nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Și voi sunteți prietenii mei și aceasta făcea Mântuitorul nostru în dreptul nostru. Mergeți și aduceți multă roadă îndemna Mântuitorul ca, să, ca prin aceasta să slăviți pe Dumnezeu, prin aceasta să puteți cere de la Dumnezeu cu încredere. Care, ce roadă? Roada iubirii în viața și ființa ta manifestată. Este chemarea pe care Dumnezeu o adresează sufletului nostru. Bine, dar mediul în care trăim, da, nu e nicio problemă. Știți că dacă vă urăște lumea, pe mine m-a urât mai întâi. Problema este atunci când nu lumea ne urăște, ci când ne urăm noi unii pe alții. Când ne urăm în familie, când ne urăm în biserică și ne urăm între rude, ne urăm între prieteni. Nu e vorba de lumea care ne urăște pe noi, ci e vorba de ura aceasta care este semănată în suflete de vrăjmașul acesta despre care a vorbit Isus. Cine a semănat așa ceva? Un vrăjmaș. Aseamăna treaba aceasta. Astfel că ura lumii despre care vorbește Mântuitorul nu este persecuția sau ce se întâmplă astăzi, ci este ceea ce se întâmplă în lăuntrul nostru. Acolo se petrece acest lucru grozav și la fel se întâmplă cu orice ființă umană. Din, de acolo, din inima, a spus Isus. Acolo trebuie căpătată biruința aceasta. Acum, având în vedere că am primit acest cuvânt de la el, el ne spune nouă, voi sunteți curați din cauza acestui cuvânt care v-a fost spuse vouă. Voi sunteți curați din pricina aceasta. Aș vrea să luăm câteva îndemnuri pe care Scriptura le adresează în direcția aceasta. Și anume, în ce fel cuvântul lui Dumnezeu va fi onorat de către însuși Dumnezeu? În ce fel va onora el lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel în Ioan capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, adică cine rămâne în El, cine rămâne în dragoste, cine rămâne în bucuria mea, cine rămâne în iertarea mea, cine... aceasta înseamnă cine m-a crezut pe cuvânt, spune el, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, o să vină viața, nu are. Acest lucru este cel mai puternic antidot împotriva morții. De aceea a spus Iisus, cine crede în mine nu va muri niciodată. Pentru că are viață veșnică. Cine, cine poate lua așa ceva? Niciodată. Nu e vorba de trecerea noastră din ființă în neființă și așa mai departe. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și care înseamnă viață veșnică. Asta este porunca Tatălui și de fiecare dată când Mântuitorul ne cheamă, totdeauna sublinează acest lucru. Și eu îi voi da viața veșnică. O să vedem imediat. Dar cine crede în Fiul are. Are viață veșnică. Cine nu crede în fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Deci, aici este cheia. Îl credem pe Cuvânt, pe Mântuitor? Poate ni se pare prea simplu? Așa este, în mândria Sufletului nostru, am disprețuit de multe ori căile lui Dumnezeu ca fiind prea simple, prea jos. Ce, cum vorbeam de felul cum este privit harul sau cum este privită iubirea, ca o, așa, așa, ca o slăbiciune sau așa mai departe. Probabil că Sufletul ne-a fost ispitit de multe ori să disprețuim căile lui Dumnezeu. Dar ce putem zice noi dacă El a găsit de bine? această cale. Și aceasta e singura cale și ne-a chemat pe noi să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Aceasta înseamnă a cunoaște vița, a rămâne în viță, a te manifesta ca fiind corp comun cu vița. Viața ei curge în viața ta. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cine mă ascultă, spune Mântuitorul, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și, atenție, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Avem puterea să credem lucrul acesta? Păi, bine acum rămâne cu toată teologia despre judecată, despre asta. Aceasta nu e pentru cei care nu vin la judecată, ci e pentru cei care vor veni la judecată. Dar aici scrie Scriptura adevărată, adevărat vă spun, Ioan 5:24. Nu este un om care își dă cuvântul de onoare, este Dumnezeul adevărului, care a spus eu sunt adevărul, adevărat vă spun. Că cine, crede, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, a, omul acela are viața veșnică și nu vine la judecată, ci asta a trecut din moarte la viață. Acesta e Cuvântul lui Dumnezeu. Știu că unor oameni nu le place cu niciun chip acest cuvânt, sunt chiar revoltați, iritați de așa ceva. Însă va veni ziua când vom prețui enorm adevărul acestor cuvinte. Ele nu sunt trimise nouă de la vreo adresă, ci ne sunt date nouă de însuși Dumnezeu, de acela despre care scrie în Ioan 6:27, pe el l-a însemnat Dumnezeu cu pecetea lui. Și noi nu suntem pecetluiți sau sigilați personal, noi suntem sigilați în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a însemnat cu peceta Lui, adică definitiv, irreversibil, viață veșnică, veșnic, permanent. Și toți cei care sunt în Hristos Iisus, au parte de acest lucru. Voia Tatălui este vorba de voința lui Dumnezeu. Voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Asta înseamnă că va muri? Da, sigur, absolut. Nu e nicio problemă, dar nu se ia nimic de la noi. Odată ce ne-a fost dată viața veșnică, iar rămâne pentru veci înaintea lui Dumnezeu. Acesta e răspunsul. Adevărat vă spun că cine crede în mine are, deci trăiește acest, această, experiență a vieții veșnice. Și încheie în Ioan capitolul 6, 54, spunându-ne că nu este vorba doar de a face cunoștință, nu este vorba doar de a predica, învăța, a scrie despre el, ci este vorba de a mânca ființa, ființa lui Dumnezeu, nu în sensul uh, acesta copilăresc nebunesc, ci în sensul integrării vieții și ființei noastre în viața lui Dumnezeu și a vieții lui Dumnezeu în viața noastră. Eu în ei și ei în mine. Aceste lucruri merg împreună. Știu că porunca Tatălui este viața veșnică și de la porunca aceasta nu se poate abate nimeni. Cunoaște vier cunoaște vița ca să poți să primești în ființa ta seva aceasta divină. E o problemă de destin, de predestinație, de soartă sau altfel de problemă? Mergem în fapte 13.46. Pavel și Barnabă au zis ideilor care se împotriveau. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi voi, Dar, fiindcă voi nu-l primiți, cineva poate să primească acest cuvânt sau să nu-l primească. Ei nu l-au primit. Fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viață veșnică. Aceasta este fapte 346. Singur vă judecați nevrednici de viață veșnică. Nu vă judecă nici Dumnezeu, nu vă judecă nici iadul, nici lumea. Voi singuri vă judecați nici de viață veșnică prin faptul că nu vreți să primiți acest cuvânt. Vi se pare probabil prea, prea umilitor pentru, pentru ființa noastră, cum mi se părea lui Naaman ideea de botez nu, nu, nu primea acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu dat nou astăzi are acest, această sfântă conotație și închei și las deschis în același timp cu un demn pe care Pavel îl dă lui Timotei. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, nu e ușor să crezi, trebuie să te lupți, nu este un dat, trebuie să te lupți pentru lucrul acesta, trebuie să te lupți cu îndoielile, cu nesiguranța, cu toate aceste lucruri, trebuie să te lupți. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Ești chemat, dar dacă nu apuci, nu prinzi, dacă nu dai nevală să o prinzi, probabil credința nu se mai întoarce niciodată înapoi în momentul acela. Ap apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Luptă-te și apucă! La aceasta să ne ajuți Tatăl nostru cel ceresc, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.